oare de ce nu ies odată testul ăla? Știi că mai durează ceva? Cât să mai dureze? Ar trebui să se grăbească. Fiecare secundă contează. Știu, dar n-au trecut nici 24 de ore de când ai dat probă. Încearcă să nu te gândești la asta acum. Cum să nu mă gândesc la asta? Nu pot, pentru că sunt convinsă că cel care l-a răpit mi-a pus ceva în ceai ca să adorm. Altfel nu-mi explic. O să aflăm în curând. Dar chiar dacă avem rezultatul, tot nu știm de unde să începem. Ba da, măcar știm ceva. Pentru că în momentul de față simt că sunt singura care crede că Bogdan a fost răpit. Nu. Nu e singur. Eu sunt aici și te cred, da? Da? Scuzați-mă că deranjez. A venit Lascu? Nu. A venit Mitu. Dacă nu vrei, nu trebuie să vorbești cu eu. Ba da, vreau. Vreau să știe toată lumea că orice informație poate să ne fie de folos. Ok. Și în plus, trece timpul mai repede. Eu o să merg să vorbesc cu Călin. Bine, ne vedem mai târziu. Lucian, vii că te așteptăm de jumătate de oră. Unde? Păi cum unde? În sala de consiliu, la ședință. Stăm acolo ca proștii. Da, vin. Hai! Domnișoara Drăghiște, ai gândit să mai vii tu pe la muncă? Da. M-au plictiseam acasă. Ah, și n-am vrea să se întâmple așa ceva, nu? Nu ne dorim asta, nu? Mergem? Ce faci? Optimistă. Sunt convinsă că o să-l găsim pe Bogdan. Madeleine, îmi fac griji pentru tine. De ce nu vrei să accepți că... Pentru că nu s-a înnecat. De ce ești tu așa de sigură? Pentru că scafandrii au găsit în lac o căciuliță albă. Așa? Și eu i-am pus un albastru. Și de asta tu crezi că a fost răpit? Poate nu-ți mai amintești tu bine ce căciuliță e pus. Mi-amintesc seara aia, secundă cu secundă. Și atunci de ce era altă căciuliță în lac? Nu știu. Poate pentru că cineva încearcă să facă să pară că Bogdan s-a necat. Drept dovadă, lipsesc ambele căciulițe. Sorul meu, eu cred că te amăgești singur. Bogdan trăiește. Adelo, eu am suferit cumplit când mi-am pierdut fetița și tu știi. Și deși știam că nu e acolo, mă gândeam că poate au salvat-o, poate e totuși undeva prin spital și e bine și nu vor să mi-o arate, dar... Andreea, dacă aș fi văzut cu ochii mei că Bogdan s-a înnecat, atunci aș fi crezut. Dar altfel nu pot. N-am cum.
Da. E ceea ce simt. Copilul meu trăiește și o să-l găsesc, îți jur. Ce te uiți la mine? Cu ochi străini și goi. Zi! De ce? Te sâmbi cu musca pe căciulă? Ce am mai făcut? Ai? Nu tu, fita. Ai, că asta-i culmea, vrei, când... Auzi? Au făcut Andreea ceva? Începem, da? Hai, te rog eu frumos, da? Adică nu țin niciodată cu fita. Dacă a făcut Andreea ceva, îi mai bine să... Ce-a făcut Andreea? Ce-a făcut Andreea? Repede tu cu ce-a făcut Andreea. Uite, a făcut nimic Andreea. Bată când pălache ăsta. Auzi? Voi ați mai auzit ceva de copilul Adelei? Da, pe noi ne întreb. Ia întreabă-l pe frate tu, că ăla știe tot. Și zice toate secretele tale la serviciu. Auzi, mănuții, dar tu nu poți să legi două vorbe fără să te cerți? Băi, Michi, nu vrei tu să mă înveți aceea cum să vorbesc? Dulce și frumos? Nu, nu o să mă obosesc. Ia Dacia. Treci. Hai. Mersi. Gata. Ce face, Cristian? N-am ce să facă, mamă, uite, nu pot să-l ador, plânge într-una. Gata, ia, mamă, gata. Ia, dă-mi-n mine. Vai. Persoană? Ce faci? Îmi dai și mie un autograf? Tu tocmai m-ai făcut milkshake? Ce? Nu. În fine, dar acum că tot vorbim... Așa. Gia și Tania încă se ceartă? Da? Zici mie, care e secretul tău? Cum faci de le vrăjești așa? Habar n-am. Crede-mă, uneori mi-aș dori să nu fiu atât de sexy. Da? Da, serios, e... Ah, și-am învățat un cuvânt nou. O povară, nu? O povară? Ce? Asta-i. E o povară să fii sexy. Da, are logica. Da. Dar tu? Ce faci? Te-ai întors la televiziune? E o poveste mai lungă și n-am timp acum să-ți explic. Ne vedem altă dată. Te pup. A, de ce asta faci tu la televiziune, a? Te pup cu ăsta pe gură. Ce cu pompălăul ăsta? Bă, Flopi, pe cine faci tu, mă, pompălău? Știi că e asta cu mine? Spune-i. Eu nu știu ce scenarii ți-ai făcut tu. Nu sunt scenarii, v-ați pupat pe gură și întotdeauna îți faci timp pentru ăsta. Pentru mine nu îți faci timp niciodată. Adi lucrează aici. Și nu am timp de
explicații. Doamne ferește! Stai, Livia, hai să vorbim. Vorbim altă dată, mă grăbesc, am treabă. Bravo. O să o pierzi așa. Crede-mă ce zic. Știu. Păi și ce să fac? Să fiu mai mult ca tine? Așa? Nu. Din contră. Trebuie să fii mai mult ca tine. Și în același timp, mai puțin. Sună-mă. Vorbim, da? Îți explic. Vorbim, da? Și ce ai de gând să faci acum? Sincer, mai am niște piste. Să văd. Ai rezultatul? Da, dar din păcate este neconcludent. Practic, nu putem să demonstrăm că a fost drogat. De ce? Pentru că a luat prea multe calmante. Da. Și acum iar se simte vinovat. Evident. Sebi, mai rămâi puțin, te rog, să terminăm discuția. Mă duc să văd ce faci. Nu, sigur. Stai puțin, te rog. Lasă-mă să mă duc, eu vreau să stau puțin cu ea. Mersi. Adela, am aflat de rezultat. Și ce? Ai venit să-mi spui ce am zis eu? Nu, 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 Doamne ferește, nu. Nu, nu. Tu nu m-ai crezut oricum. Iartă-mă, vreau să știi că sunt lângă tine. Că vreau să te ajut să treci peste tot. Mai ales acum, că... Tata, eu încă nu cred că Bogdan s-a negat. Știu că nu vrei să crezi că e adevărat. Nici nu... Eu nu pot să accept asta, dar... Tată, i-am pus o căciuliță albastră când am ieșit afară și aia albă din lac a fost aruncată de cineva care vrea să pară că s-a înnecat. De ce nu mă crezi? Cred. Te cred. Sunt aici, lângă tine, da. Hai, tăticu, e aici. Te cred. Hai cu tata, hai. Hai. Așa, fetiță, așa. Bravo, bravo. Ce faci, Dorine? Hai, noroc, ce să fac? Am mufat-o pe asta mică la biberon. Sunt bună pro bono. Auzi? Am găsit soluția salvatoare. La ce te gândim? Știu cum o să arate viitoarea noastră carieră. Ia zi-mă, la ce te gândiți? Ne apucăm de agroturism. Ce să facă, mă? Agroturism, Dorine. Am văzut eu la televizor că ăștia înstăriți bagă bani la greu ca să experimenteze viața la țară. A, stai, mă, puțin, tu te gândești la... Să vină turiști în casă. Bă, asta e o idee excelentă, dar la munte undeva, bă, nu aici, în Butimanu, ce trebuie. Greșit, Dorine. Că dacă le oferi o experiență autentică, or să vină și aici la o azvârlitură de băți de București. Și cu cât e mai țărănească casa, cu atât e mai căutată. Ia uită-te tu puțin în spatele tău. Ce? Băi, Dorine, păi eu casă mai țărănească ca asta n-am văzut. Tu stai pe o mină de aur. Ce bă, cu ciobă asta? Greșit! Este cabană rustică. Auzi, nu vrei să bei ceva? Ce, mă? Nu, mă, nu asta, altceva. Nu, că i-am promis lui Michi că nu mai bă. A, bă, una nu se pune. Băi, Dorine, stai, da, una! Da. Livia. Da. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, îmi pare rău.
chiar nu mă înțeleg. Nu înțeleg reacția mea. Nu știu ce am în ultima vreme. Poți să repeți asta? Livia, mie chiar îmi pare rău. Iartă-mă, te rog. Nu înțeleg de ce am avut reacția asta. Nu mă recunosc. Floppy, nu știu ce-ți imaginezi tu despre noi doi. Nimic. Dar în niciun caz nu vreau să mă controlezi. Doamne, ferește. Nu sunt proprietatea ta. Înțelegi? Cine a zis asta? Nu. Hai să o luăm ușor. Te rog din suflet. Da, la asta mă gândeam și eu. Hai să și în niciun caz nu vreau crize de gelozie. Uităm că există. Uite, știu, și mie îmi pare rău. Și chiar nu sunt genul care să fie posesiv, dar în ultima vreme nu știu ce-i cu mine. Nu mă regăsesc. Da, e ok. Aule. Mama. Da. Nu văd că se descurcă bine. Ce am mai zis? E bine acolo unde e. Floppy. Hai să mergem de aici, te rog. Nu-ți face bine. Hai să mai stăm puțin. Te rog. De ce? Pentru că aici e ultima dată când am fost cu el. Te rog, nu zici ultima dată. Nu zici asta. Lupta încă nu e pierdută. Ești sincer? Chiar crezi asta? Da. O să vezi, o să găsim alte piste. Și nu suntem singuri. Las cu nu s-a dăbătut, Călin o să ne ajute și el. O să-l găsim. Trebuie să-l găsim. Cine se întâmplă nouă asta, Mihai? Pentru că viața ne pune la încercare. Dar atâta timp cât suntem împreună, o să trecem cu bine peste tot. Mihai. Eu nu știu dacă pot să trec peste asta. Dacă nu-l găsim pe fiul nostru. Mă sun când ajungi, când, nu știu, aterizezi, când intri în camera de hotel. Mă sun înainte de interviu, după. În continuu. Călin, plec doar câteva zile. Da, dar de unde să știi? Poate se prelungește perioada și atunci, na, vreau să știu de tine. Dar am crezut că ești ok cu asta. Da, mă, sunt ok. Thank you.
niciodată când târzi. A venit mașina. Hai, de că dacă nu plec acum, nu mai da, plec. Da, da, hai. Hei. Ce mai e? Pesc. Și uite, pesc. Isn't it hard to crave water when you've dammed all the rivers around? Isn't it lonely to live in a world where you've torn all the bridges down? Hindsight. Hindsight. Credeam că ai plecat. Am vești. Ce? Am un suspect. Cine? Îl suspectez pe Toma că va răpi copilul. Dar Toma e mort. Se pare că nu. Toma trăiește. M-am întors! Ce face, mă? Iar plânge! A fost una greu. Fericire faci curat. Da, sunt singură, nu ținui aici. Te vă certați? Da. Deci numai că mă gândesc la ea și deja m-am enervat. Michi, nu ții o femeie simplă, ea nu se ceartă cu nimeni. Așa e. Da, și enervantă, și avară, și bârfitoare, și amuzantă. De-a... Hai, recunoaște că te face să râzi. Nu recunosc nimic. Ah, uite cine s-a trezit. Bună. Păi s-a trezit de mult. Da, m-am trezit de mult. Nicule, tu ai băut. Tu nu mestești gumă decât când bei. Hai, mă, Michi, ce Dumnezeu. N-am băut nimic. Laura, ce știi? Eu? Nimic. Deci mai întreb o singură dată, ai băut? Da, mă, Michi, am băut. Mi-a dat Dorin să beau și am exagerat și mă doare capul de nici nu te văd. Dar nu mai beau. Nu mai beau. Să nu te superi. Aoleu, eu chiar nu voiam să spun absolut nimic. Păi cum, mă? Tu nu ești prietena mea? Păi și ce vrei să spun tot? Da. Păi, Nicu și Dorin, ieri, au vorbit și au băut și s-au gândit să facă o afacere. Ceva cu agroturism, nu? Să aducă bogații la coada vacii. Ce? Și eu nu mai țin minte nimic. Ce? Nu mai ții minte? Dorin doar despre asta vorbește. Bune? Pe bune? Păi, dar ce-o fi pus să-mi văd că aia de mi-a luat mințile? Dar cât ai, mă? Ah, am rămas în urmă cu spălatul hainelor. Păi, te mai ajut și eu. Ce bine. Nu trebuie decât să te duci sus să vezi ce mai au prin camere. Și le sortez eu. Păi, oricum, numai cu asta pot să te ajut. Eu nu mă descurc cu mașina aia de spălat. Ultima dată i-am stricat un plover lui Delia, dar cred că nici nu l-a văzut că ăștia nu se îmbracă cu aceleași haine de două ori. Auzi? A. Te duci tu și la Dela în cameră, te rog? Mie mi-e rușine. De ce? Că nu știu ce să fac dacă se iau la spălat și hainele lui Bogdanel. Le spălăm. Chiar și așa le spălăm. Dar dacă chiar... Măcar dacă e să le dăm de pomană, să le dăm curate. Crezi că a murit, nu? Eu nu cred nimic. Ce-o da Dumnezeu? Tot ce vreau e să nu mai suferim atâta. Vrei să nu ne uiți. O să-mi lipsiți foarte mult. Și tu mie. Mai ales că dacă pleci, s-a cam dus materia cenușie de aici. Hai să ne facem o poză. Vezi că am înțeles gluma ta, da? Vezi că nu e o gluma. Hai eu. Neața. Neața. Mam. Asta nici măcar nu ne mai salută.
Să mă duc să-i zic că plec? Ce bine că pleci. Nici nu te mai suportam. Ce, mă? Ce? Pe mine mă scuzați, am treabă. Auzi, te super și tu că plec sau ce? Uite, ele au un conflict. Mă rog, nu contează. Un bun. Cale bătută. Muti? Bună. Ce faci? Cum te simți? Așa, așa, așa. Da, tu nu trebuia să fii la televiziune, parcă? Că te-am rugat ceva. Da, și am și aflat ceva. Am vorbit cu Călin să ne ajute. Călin? Da. Ce, nu face și el parte din familie? Da, mă rog. În fine, ai văzut-o pe mama? Am căutat-o și în living și în camera ei. Nu răspunde la telefon. Păi, eu știu unde poate să fie ea acum. Cu Lascu, măi. Cu cine să fie? E sigur cu cineva, dar nu cu Lascu. Da? Dar cu cine? Nu știu cum îl cheamă. I-am văzut la restaurant și nu. Păreau doar amici. Ah. Și? Cum era omul? Tânăr. Mult mai tânăr. Bravo ei. Asta am vrut să aud. Muti! Ce? Fii atent. Am primit de la marketing niște idei pentru o rebranduire. Dar n-am cerut așa ceva. Am cerut eu. Mă gândesc că o schimbare de imagine, da, o imagine nouă, poate să ne ajute să găsim un cumpărător cu o ofertă substanțială. Nu. Nu, nu ne permitem nicio investiție acum. Jean, ascultă-mă, nu e nicio investiție. Luăm câteva vedete, le ducem în studio virtual, acolo facem, și cu ocazia asta putem arăta și ce se poate face acolo. Da. Poate nu e așa rău până în urmă. Dar cum te-ai gândit tu la toate? Da, m-am gândit că am avut destule nopți la dispoziție. Să vezi că muncă ajută. Asta încerc să fac, să mă țin pe linia de plutire, să funcționez. E nevoie de mine. Mă bucur că măcar tu ești realist. Adică, înțeleg de ce Adela se agață de speranța asta, dar cu cât speră mai mult, cu atât dezamăgirea va fi mai mare. Știu, asta zic și eu. Fata, nu trebuia să vă deranjați. Ia zi, Ana, ce balotăm? Tu n-ai fost invitată la masă, nu ții. Ia vezi, nu-i frumoasă. Păi îmi zic că aceea ziua de dimineață... Te rog frumos, taci din gură, da, gata. Mama! Omul, taci! Neața. Adela, ce faci? Cum ești? Un pic mai bine. Sunt convinsă că o să primesc o veste bună azi. Ce veste? Lascu ne-a spus că Toma e viu și că e principalul suspect. A, deci el a aruncat căciulița aia albă în lac. Nu știu, posibil, dar oricum, ți-am zis că Bogdan nu purta căciulița aia. Ce căciuliță? Scafandrii au găsit o căciuliță albă. Și Adela știe sigur că i-a pus o căciuliță albastră lui Bogdan. Păi, dar voi sunteți siguri că asta vede bine culorile? Of. Uite, ce culoare e asta? Da, știu sigur. Hai, gata, vă rog, că puteți să nu mă credeți, dar nu v-a întrebat nimeni și nu mă interesează părerea voastră. Zero, dar eu nu vreau decât să te ajut și tu vorbești așa cu mine? Păi, asta e, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Proste, noi că ne băgăm în seamă cu ele, că mergem acasă, am eu mâncare și mai bună și mai multă. Stai, aceea nu mă conduce. Hai, Andrei. Hai, hai, nu te supăra. Lasă-le. Da, da, te pup. Da, sigur, o să trec în curând pe la tine. Da. Da, bine, bine, hai, te pup, trebuie să închid. Auzi, Adi, Adi, stai așa. M-am gândit la ceva. Cum ar fi ca noi doi să ne combinăm? Adică? Adică dacă tot o să fim promovați împreună, să spunem și că suntem împreună. Mamă, Gia. Nu, frate, eu am obosit. Eu nu mai am chef de toate șmecherile astea de TV.
Da, m-am săturat. Ce fraier ești. Nu vrei tu followers peste followers? Crede-mă, dacă o să facem treaba asta, o să avem doar de câștigat. Ești sigură? Da, sigur. Cui nu-i place o poveste de dragoste? Bine, fie ea și inventată, dar nu o să afle nimeni. Cine o să știe? Crede-mă că știu ce zic. Ești tu sigură? Te pune! Uite, dacă facem treaba asta, noi deja suntem în trending. Da? Da. Hai, câte sunt. Hai să începem cu astea. Auzi? Să mă înveți și pe mine cum să punem mașina aia, că nici acum n-am învățat. A, dar mai bine știi ce faci? Scriu un bilețel și îl lași acolo lipit pe mașină, că e greu pentru mine. Da, da, nu râde, hei, lasă-i lipit pe mașină, ca să nu o duce. Ce vrei, Nuții? Eu o cafea. Probleme? Uite, am venit să te verific dacă muncești. Și tu, Florio, nu muncești. Auzi, hai, lasă-ne, că noi chiar muncim. Da, da, capul tău. Și eu nu muncesc, cât am mai treaba am eu la firmă. Da. Auzi, Nuții, ia lasă-ne-n pace că noi chiar avem treabă. Da, să ordinar. Băi, ce să-ți fac? Hai, mergi și tu la treaba ta. Hai, hai. Ai plecat, Nuțico? Hai, acum! Mi-a venit taxiul! Uite, asta chiar a plecat. Să vezi tu că asta a furat ceva. E vesat, a furat ceva din frigider. A luat ceva? Nu cred. Ce faci, Călin? De ce n-ai urcat? Pentru că vreau să vorbesc cu Sebi, nu cu procurorul. Am înțeles. Zi, ce e? Bun. Ideea e că am reușit să intru pe contul lui Lucian de mail. Adică l-ai spart? Da. Detalii neimportante. Oricum, ideea e că am reușit să dau de IP-ul de pe care au fost trimise mail-urile din partea lui Toma. Treaba asta să știi că puteam să o facem și noi. Da, știu, cu mandat. În fine, nu despre asta era vorba. Important e că IP-ul ăsta a fost activ și azi. Mai mult decât atât, e activ chiar acum, pentru că s-a legat la un Wi-Fi. Unde? Uite aici. Da, mă rog, dar n-ar fi bine să ajung pe acolo. Așa e. Dar cred că prietenului meu, Sebi, i-ar prinde bine o cafea, ce zici? Da, sper că e o cafea de-aia cu caimac. Oh, da. Hai să mergem. Mihai, vreau să vorbesc ceva cu tine, te rog. Despre? Despre Toma. Și ce am făcut eu lui în trecut. Să nu crezi că nu mă gândesc că poate de asta a făcut ce a făcut. Sunt convinsă că de asta. N-aș vrea să spun și viața copilului meu pe listă. Mihai, tu crezi că eu am vrut? Nu. Asta nu s-a întâmplat. Adela știe tot? Nu toate detaliile. Bine. O să-i spun eu. Bine. Nu o să tura să-i dau vești proaste. Voi chiar credeți teoria asta? Nu? Dacă există o cât de mică speranță, eu și Adela o să ne agățăm de ea, da. Bine, iartă-mă. Nu mă lua în seamă, știi că... Cred că eu exagerez, da. Știu, nu sunt... Okay. Nu sunt cel mai optimist om din lume.
că ar trebui să încep să încerc. Vrei să bem ceva? Ajută la optimism? Poate. Atunci... Un vin? Hai să le sortăm și pe astea. Astea-s rufele copilului. Astea trebuie cu detergent special ca să nu fac alergie. Ico? Asta e... Căciulii să le-ai băgat. Da. Asta e... Doamne. Acum am găsit. Era printre hainele de spălat. Șantela credea că i-a pus-o copilul. Probabil n-a văzut-o în coșul cu rufe murdare. Și-am găsit-o noi, acum. Parcă te cunosc dimineața. Da. Și eu ce ciudat, nu? Dar știi ce e ciudat? Că nu cred că m-ai simțit vreodată pentru cineva așa ceva atât de repede. De tu îmi faci curte acum sau ce? Îmi iese? Nu știu, mai încearcă. Ok. Ce zici de asta? De aici vine IP-ul. Adela s-a înșelat. Căciula era aici. Chiar și eu începusem să sper. Copilul meu chiar a murit. Poliția te lua. Mamă, bravo, repede, scoate-mi ochii. Că după ce că mă stoarce de bani, mioara asta la fiecare parte. Ce faceți voi aici? Vezi dacă faci lucrurile de capul tău? Credeai că nu știu că tu ai răpit copilul? Thank you.